Știu că simțiți să vă ridicați în picioare și vă invit respectuos să o faceți. În urma acestui solemn instrumental care ne-a purtat sufletul în închinare spre Dumnezeu, vă invit să deschideți Biblia. Biblia este cartea lui Dumnezeu, singura carte pe care Dumnezeu a lăsat-o oamenilor. În lumea noastră sunt foarte multe cărți care vorbesc despre Dumnezeu, însă absolut toate sunt scrise de oameni. Îl au, îi au ca autori pe oameni. Biblia este singura carte care vine de dincolo de lumea noastră și autorul este Dumnezeu. În seara aceasta, cu respect, vreau să citesc alături de dumneavoastră din Biblie, din Cartea lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, a cincea carte a Noului Testament, capitolul 8, versetele de la 26 la 40. Cartea Domnului în seara aceasta ne prezintă istoria unui om. Ea este istoria mea și este istoria dumneavoastră. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, Scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candacea etiopienilor, și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? nu a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip, rogute, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre frun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul. S-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe Famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și Famenul nu l-a mai văzut. În timp ce fame nu vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, frași și surori, domnilor și doamnelor, sunt onorat în seara aceasta să vă spun încă o dată, cu multă dragoste și respect, în numele Domnului și în numele Bisericii Betania, bine ați venit și Domnul să vă binecuvinteze. Sunt onorat în seara aceasta, de asemenea, să predic Evanghelia eternă a lui Dumnezeu, ca un mesaj de împăcare pe care cerul deschis îl oferă pământenilor, care și-au făcut timp în această seară cu interes pentru sufletul lor, pentru mântuirea și pentru eternitatea lor. În această seară, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră cuvântul Domnului, pe care îl intitulez Adevăr sau surogat, înlocuitor? Adevăr sau surogat? Textul pe care l-am citit din Biblie ne prezintă un bărbat bogat, inteligent, realizat, unul care avea slujba de ministru de finanțe în Etiopia. Biblia ne spune că bărbatul acesta avea o religie ca fiecare dintre noi. Religia aceasta însă nu-l satisfăcea. De foarte multe ori oamenii confundă religia care presupune un set de principii, o filozofie teoretică despre Dumnezeu, cu relația practică, reală, personală cu Dumnezeu însuși. Realizările acestui bărbat de natură intelectuală, profesională și materială nu l-au satisfăcut. Ele nu i-au satisfăcut sufletul. Fiind sincer cu el, a încercat să caute altceva dincolo de proprietățile și realizările lui. Din nefericire, mergând la Ierusalim, într-o altă țară, despre care el a auzit că acolo Dumnezeu vine în mijlocul templului și oamenii mergând acolo îl pot vedea, îl pot atinge spiritual, se pot întâlni cu Dumnezeu, îl pot cunoaște. Bărbatul acesta face un drum lung până la Ierusalim să se întoarce acasă la fel de singur și de nesatisfăcut. Singurătatea și neîmplinirea lui rămâne în ciuda călătoriei și a căutării lui sincere. La dorința lui însă sinceră, Dumnezeu mobilizează, folosește îngeri și oameni și iese înaintea acestui bărbat pentru a răspunde căutării sincere din inima lui. Lucrul care îi lipsea acestui ministru nu era o altă religie decât cea pe care o avea el. Stimați prieteni! Îngăduiți-mă în această seară să mă adresez dumneavoastră. Nu v-am invitat în această seară aici să vă oferim o altă religie decât cea pe care dumneavoastră o aveți. Noi v-am invitat spre o relație personală, conștientă și voluntară cu o persoană, persoana care va creat, care conduce universul acesta în calitate de suveran, care este Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și care vrea să vă binecuvinteze în urma unei relații spirituale, personale, voluntare și conștiente. Nu vrem să vă oferim o altă religie, pentru că a dumneavoastră nu este bună, ci vă chemăm să-L cunoașteți pe Isus Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu nu pentru penticostali, nu doar pentru baptiști, ci este Fiul lui Dumnezeu pentru oameni și dumneata ești un om. Bărbatul pe care Dumnezeu îl folosește, trimițându-l la ministrul acesta să-l informeze despre sine, este un predicator. Numele lui este Filip. Când Filip ajunge în prezența ministrului, nu îi spune: Vestimentația ta este indecentă, nu îi spune: Tu ești prea bogat, nu îi spune: Carul tău este prea sofisticat și are prea multe opțiuni, ci singurul lucru. Despre care predicatorul îi vorbește ministrului, este despre Isus. În seara aceasta nu o să vă vorbim nici despre religia dumneavoastră, nici despre o alta, nici despre biserica dumneavoastră, nici despre a noastră. Aș vrea să vă vorbesc despre Isus. Isus este al nostru, al tuturor, el este Fiul lui Dumnezeu dăruit oamenilor, el este al amândurora în egală măsură. Observați că ministrul acesta de finanțe îl cunoaște pe Isus Hristos în urma informației predicatorului și dintr-o dată viața lui se schimbă. Ia o decizie imediat. Și dacă a venit la Ierusalim singur și trist, se întoarce cu Isus și plin de bucurie. Nu-ți doresc nimic altceva Scumpul și dragul meu, prieten, decât să te întorci acasă cu Isus, Fiul lui Dumnezeu. Și plin de satisfacția că de astăzi înainte nu mai ești singur nici ziua, nici noaptea. Nu o să-ți mai fie frică de întuneric, de oameni, de economia care se duce în jos, de teroriști, de faptul că nu primești Green card sau cetățenia, nu o să-ți mai fie frică de nimic. Pentru că Isus Hristos este Dumnezeul care este în control. El se angajează să-ți poarte de grijă, să-ți asculte rugăciunea și să te binecuvinteze. Să-ți așeze în suflet și în familie în fiecare zi o bucurie suficientă și o satisfacție suficientă. De aceea, în seara aceasta, mesajul meu pentru dumneavoastră se numește adevăr sau surogat, adică înlocuitor. Există posibilitatea să fim înșelați și, în loc de original, să primim lucruri contrafăcute. Fiecare dintre noi, când cumpărăm un lucru electrocasnic, electronic, electrotehnic, vrem să fie de marcă. Nu vrem să cumpărăm un lucru contrafăcut, pentru că nu ține, nu are fiabilitate. Adică, într-o vreme scurtă, se strică, se defectează. Dar un lucru de marcă ține. Vrem originalul, vrem adevărul. În domeniul spiritual, în seara aceasta vreau să vă spun că există ca și în toate celelalte domenii: adevăr și contrafăcut, adevăr și surogat, adevăr și înlocuitor. Când eram în România, pe vremea lui Ceaușescu, nu exista cafea. Și pentru că nu exista cafea, românii au inventat un fel de tărâțe un fel de cafea numit nechezol. Erau niște buruieni de culoarea cafelei, erau niște buruieni tocate de mirosul cafelei, dar nu era cafea. Dar oamenii îl beau în loc de cafea, dar nu era cafea, era departe de a fi cafea. Nechezolul acela era un înlocuitor, era un surogat. De asemenea, în România nu existau haine de piele, pielea era foarte scumpă. Și Ceaușescu a inventat scaiul, Scaiul era un fel de piele, dar se crăpa la soare și la frig. În două, trei luni de zile, haina nu mai era bună să o îmbraci. Era un înlocuitor, dar nu avea calitate, nu satisfăcea, nu avea valoarea pielei. În seara aceasta, predica mea se numește pentru conștiința fiecăruia dintre dumneavoastră. Adevăr sau altceva? Adevăr sau surogat? Înlocuitor? Lucru contrafăcut, care nu ține, nu merge, nu te satisface. Nu te satură. Nu este ceea ce vrei. Nu este ceea ce cauți. Nu este ceea ce îți dorești. Este ceva ce te înșeală pentru o zi sau două, și mai apoi rămâi singur și dezamăgit. Regreți. Îți pare rău pentru alegerea făcută. Dacă în lumea aceasta însă mai poți schimba lucrurile cu care te-ai înșelat, lucruri materiale, lucruri de mâncare, alimente, mașini, încălțăminte, îmbrăcăminte, case. Când este vorba de suflet, de Dumnezeu, de cer, nu mai poți schimba. De aceea, pentru că Dumnezeu te-a așteptat să devii adult, să ai discernământ, mi-am permis în calitate de slujitor al lui Dumnezeu în Biserica Betania să te invit aici, să ne închinăm pentru o oră împreună prin cântul care îl proclamă pe Dumnezeu ca rege, ca stăpân și creator și mai apoi să iau predica aceasta de pe paginile Bibliei și să te informez despre faptul că există un singur rege adevărat, Iisus Hristos. Există un singur adevăr în lumea aceasta, Biblia. Și există o singură decizie sinceră care te poate pune în relație personală, conștientă și voluntară, dar și reală cu Iisus Hristos. Și aceasta este credința care se dezvoltă în urma informației din Biblie. Și eu în seara aceasta vreau să te informez. Nu sunt decât un poștaș care ți-aduc o scrisoare. Ea conține informația eternă a lui Dumnezeu. Când predica mea se va încheia, responsabilitatea mea se va încheia, însă va începe adumitale, pentru că vei deveni responsabil de cuvântul pe care l-ai auzit. Indiferent ce vei face, ești liber să faci ce vrei, dar ești responsabil de ce vei face. În seara aceasta, deci, adevăr sau surogat. Am să vă ofer din Biblie câteva perspective în care poți alege adevărul sau surogatul. Te rog în seara aceasta, așa cum stai pe scaun, privește trecutul deocamdată și întreabă-te ce ai ales până astăzi, adevărul sau surogatul. De asemenea, privește-ți prezentul și întreabă-te ce alegi Adevărul sau surogatul? Și apoi privește viitorul. Și întreabă ce vrei să faci cu anii care ți-au mai rămas, mulți sau puțini. Vrei să alegi adevărul sau să continui cu atitudinea vinovată alegând surogatul? În primul rând, Poți să intri în casa lui Dumnezeu, dar Dumnezeu să nu intre în casa ta. În primul rând, poți să intri în casa lui Dumnezeu, dar Dumnezeu să nu intre în casa ta. Prima jumătate a propoziției este surogat. A doua jumătate a propoziției este adevăr. Bărbatul de care v-am vorbit din textul pe care l-am citit, ministrul de finanțe din Etiopia, a mers și a intrat în casa lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu a intrat în casa lui. El a plecat din casa lui Dumnezeu, din Templul lui Dumnezeu, la fel de singur cum a intrat. A văzut doar niște preoți, a văzut doar decorul din casa lui Dumnezeu și a cumpărat o carte de la librăria Templului, s-a întâlnit cu alți oameni care erau acolo, probabil a făcut mătănii de tot felul, s-a închinat în felul lui, în sistemul lui, în maniera lui. A intrat în casa lui Dumnezeu și, satisfăcut că a intrat în casa lui Dumnezeu, a plecat. Dar problema lui nu s-a rezolvat doar pentru că a intrat în casa lui Dumnezeu. Trebuia și Dumnezeu să intre în casa lui, dar el nu i-a permis asta lui Dumnezeu. El a crezut că doar dacă intră în casa lui Dumnezeu este destul. Dragul meu prieten, în seara aceasta te-a convins Duhul lui Dumnezeu să intri în casa lui Dumnezeu Betania. Însă, dacă nu-i vei permite lui Dumnezeu să intre în casa ta, în inima ta, în sufletul tău și în conștiința ta, nu vei rezolva nimic în această seară. Vei avea doar amintirea unui program religios care ți-a plăcut sau nu, care a conținut prea multă sau prea puțină muzică, prea multă sau prea puțină predică. Vei, îl vei privi pe cel de lângă tine și te vei mira și tu de ce râde sau de ce plânge. Însă, dacă nu-l lași pe Dumnezeu să intre în casa ta, este prea puțin că tu ai intrat în casa Lui. Faptul că intri în casa Lui Dumnezeu ar trebui să te determine ca să-L inviți pe Dumnezeu și tu în casa ta. Să intri doar în casa Lui Dumnezeu fără să iei nicio decizie, fără să intri în relație cu Dumnezeu, fără să-L inviți în casa ta, este doar surogat. Mulți oameni merg în casa Lui Dumnezeu. Unii merg în casa Lui Dumnezeu numite ortodoxi, catolici, luterani, prezbiterieni, reformați, protestanți, neoprotestanți, de toate felurile. Și oamenii își liniștesc conștiința că au mers la biserică. Dar după ce ies din biserică, se comportă la fel ca înainte să intre. S-au comportat urât înainte să intre, se comportă urât și după ce ies. Au fost răi înainte să intre și rămân răi și după ce ies. La ce folosește să intri în casa lui Dumnezeu? dacă în interior nu ți se schimbă nimic. Dacă Dumnezeu nu-ți atinge conștiința, dacă nu-ți iartă păcatele, dacă nu-ți vindecă trupul, dacă nu-ți oferă cerul, dacă nu-ți dă veșnicia, ce o stare să intri în casa lui Dumnezeu? Atunci când mergi în magazin, nu mergi doar să vezi cum îl cheamă pe vânzător, ci mergi să cumperi ceva de la magazin. Nimeni nu se duce la magazin doar să vadă dacă vânzătorul e bărbat sau femeie. Mergem la magazin pentru că avem nevoie. Ne cumpărăm alimente, ne cumpărăm îmbrăcăminte, ne cumpărăm ce ne trebuie. De aceea mergem la magazin. Nu mergem să facem vizită. Atunci când venim în Casa lui Dumnezeu, nu venim să vizităm. Nu venim să, vizită, nu, nu venim să observăm dacă lui Jimitoi predică mai bine decât Cristionescu, decât Luca sau Cladovan, sau unii dintre aceștia predică mai bine decât el. Acestea sunt lucruri slabe. Noi venim în casa lui Dumnezeu să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și vrem să-i cerem lui Dumnezeu ceea ce lui Gimitsoi nu ne poate oferi. Vrem să-i cerem lui Dumnezeu iertarea de păcate. Niciun pastor din Chicago nu oferă iertarea păcatelor. Toți pastorii din Chicago sunt doar instrumente care spun El iartă păcatele, Iisus Hristos. Orice pastor este o voce care te informează despre faptul că în lumea aceasta există un singur mântuitor, Isus Hristos. Ai nevoie de El. Nu ai nevoie doar de casa Lui. Ai nevoie de El. Dacă vii la mine acasă și eu nu sunt acasă, nu-ți folosește la nimic să intri doar în casa mea și să pleci. Dar dacă pe mine mă găsește acolo, putem să vorbim. Plângem împreună, râdem împreună, ne ajutăm unul pe altul și ne rezolvăm problema. Dar dacă eu nu sunt acasă, de ce îți folosește doar să vii la mine și să pleci? Nu e suficient doar să intri în casa lui Dumnezeu. Este neapărat să intre și Dumnezeu în casa ta, în sufletul tău, în conștiința ta. Te rog, oprește-te în seara aceasta și fii sincer. Ce vrei să faci? în casa lui Dumnezeu deja a intrat. Îți mulțumesc pentru asta, apreciez. Te aștept și mâine seară. Mâine seară va cânta o altă persoană. Îi mulțumim, Romaliei, pentru că a cântat în seara aceasta, mâine seară vom avea o altă solistă și vor fi alte cântece și eu voi avea o altă predică. Însă, același Iisus va fi prezent aici. Te invit și mâine seară. Însă, nu știm sigur dacă vom mai trăi până mâine seară. Până mâine seară se pot întâmpla multe. De seară până astăzi au murit mulți oameni. Din seara aceasta până mâine vor muri alții. Credeți-mă, unul dintre noi doi poate fi în locul celor care nu vor mai fi mâine seară. În seara aceasta ești aici. Ce ai de gând să faci cu Dumnezeu care te așteaptă să-i spui? Welcome! Doamne, intră în inima mea pentru că sufletul meu este deschis pentru tine. Am primit în inima mea bărbați și femei sperând că mă vor face fericit și m-au dezamăgit. Mi-au furat puritatea, mi-au furat încrederea, mi-au călcat în picioare sentimentele și așteptările și m-au lăsat singur, gol și înșelat. În seara aceasta, însă, îmi deschid inima pentru tine. Tu, regele, regilor, mântuitorul oamenilor. Dumnezeu adevărat, care ești o persoană, nu o religie. În seara aceasta am deschis conștiința și sufletul pentru tine. Îți spun bun venit în inima mea, în viața mea. Te rog, intră acolo unde sunt lucruri pe care nu le știe nimeni, de care îmi este așa de rușine și scoate-le afară, ardele, aruncăle. Vreau să nu mai fie acolo, pentru că conștiința mă chinuie datorită acestor lucruri din interiorul meu. Pe care le ascund de soție, de soț, de prieteni și încerc să le ascund fără succes și de tine. Dragul meu prieten, te felicit pentru că ai venit la Betania, dar înțelege că Dumnezeul Bibliei în seara aceasta vrea să intre în inima ta și în casa ta. Fă ce vrei, dar ești responsabil de ce faci. Adevăr sau surogat? În al doilea rând, să ai Cuvântul lui Dumnezeu în mână. Dar nu în inimă. Famenul, ministrul, se întorcea de la Ierusalim cu o carte, o parte a Bibliei, una dintre cele 66 de cărți. Isaia, una dintre cărțile Vechiului Testament. O avea în mână, citea din ea, dar inima lui era pustie, era singură, era un om amărât, avea bani, avea slujbă, avea poziție, dar în interiorul lui era un gol de forma și dimensiunea lui Dumnezeu. Era o persoană nesatisfăcută în interiorul lui. Avea multe păcate care îl chinuiau. El știa că religia lui nu-i poate rezolva păcatele. Avea nevoie nu de o teorie numită într-un fel sau în altul. Avea nevoie de o persoană numită Dumnezeu, care e veșnic, etern și infinit. Unul care a stat într-o zi pe cruce și a spus din iubire, Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Avea nevoie de acest Dumnezeu. Însă acest Dumnezeu nu era în inima lui. Avea în mână cartea lui. Dar cuvântul pe care îl avea în mână nu era și în inima lui. El nu îl înțelegea. În seara aceasta ești aici. Și îți stă la îndemână o Biblie. Probabil o ai acasă. Probabil o ții chiar pe genunchi acum. Dacă ea nu este în inima ta. Dacă ea nu are autoritatea să-ți spună când vrei să furi, nu mai fura. Dacă ea nu are autoritatea când vrei să minți, să-ți spună nu minți. Dacă ea nu are autoritatea când ești atras și ispitit să poftești, să-ți spună nu pofti, atunci cuvântul acesta îl ai doar în mână și cuvântul acesta într-o zi te va judeca. Te va judeca cuvântul lui Dumnezeu te va judeca. L-ai ținut în mână, dar inima ți-a fost departe de Dumnezeu, plină cu femei și bărbați, plină cu plăceri omenești, plină cu lucruri slabe în care trăiești astăzi și mâine, dar poi mâine va veni regele și te va întreba ce ai făcut cu zilele pe care ți le-am dat, ce ai făcut cu nopțile pe care ți le-am oferit, ce ai făcut cu anii pe care ți-am dat în dar să-i administrezi pentru gloria mea și pentru fericirea ta. Ce ai făcut cu ei? Unde ți-ai permis să-i trăiești? Cum? Cu cine? De ce ai administrat așa de meschin viața pe care ți-am dat-o? De ce ai crezut că e stăpânul tău când ești doar un administrator? Eu sunt stăpânul. De ce ai crezut că ești veșnic și că nu vei îmbătrâni și nu vei muri niciodată când ești doar un muritor? O persoană vulnerabilă, boala, un accident, poate să pună punct vieții tale în orice clipă. Cuvântul acesta pe care astăzi îl asculți, într-o zi te va judeca dacă nu te oprești să-l respecti, să-l iubești și să-l urmezi, spunându-i, Doamne, ajută-mă să-l împlinesc pentru că este prea greu pentru mine. Să ai cuvântul Domnului doar în mână, nu și în inimă, este surogat, este nechezol, este scai, este înlocuitor. Vă cer în această seară, bărbați și femei, domnilor și doamnelor care ați venit să ascultați nu un predicator, el e doar vocea care exprimă cuvântul lui Dumnezeu. Vă cer în această seară cu discernământul de adulți pe care îl aveți la momentul acesta. Dumnezeu v-a permis să deveniți adulți, să aveți în urmă o experiență care vă obligă să gândiți corect și cinstit și să înțelegeți că viața aceasta este trecătoare și urmează iad sau rai, diavol sau Dumnezeu. O viață fără Biblie, fără frică de Dumnezeu, fără sfințire și neprihănire sau o viață trăită departe de domnul, cu sau fără el. Adevăr sau surogat. Ce ai în inimă acum? Nu te întreb dacă ai o religie, toți oamenii au o religie. Unii sinduși, alții budiști, confucialiști, musulmani, atei și ateismul e o religie, pentru că e o filozofie. Nu religiile, religiile le-am inventat noi. Noi și străbunii noștri. Religia nu e o persoană, e o teorie. N-ai nevoie de o teorie. Teoria despre Dumnezeu. Când se e foame, n-ai nevoie de teoria despre mâncare. Ai nevoie de mâncare. Când ți-e sete, n-ai nevoie de teoria de explicația despre jus. Ai nevoie de jus. Degeaba ți explic eu cum e făcut. Că nu strece trece setea dacă ți explic cum e făcut. Trebuie neapărat să-l ai și să-l înghiți. Atunci îți trece setea. Teoria nu te satisface. Ai nevoie de elementul fizic din spatele teoriei. Al treilea lucru, să ai o religie, însă nu pe Isus Hristos, persoana reală, eternă, infinită, a tot prezentă, a tot știutoare, a tot puternică, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul oamenilor. Dragi prieteni, atunci când noi ne naștem, nu ne naștem buni sau răi, ne naștem copii și devenim, datorită educației pe care o primim, datorită anturajului care ne afectează, datorită alegerilor personale, devenim răi sau buni. Când noi ne naștem, nu consumăm alcool, nu fumăm, nu ne înșelăm soția, nu agresăm pe nimeni. Însă când devenim adulți, avem obiceiul de a consuma alcool sau nu? De a ne înșela soția sau nu? De a fi agresivi sau nu? E o alegere personală. În seara aceasta ești cum ai ales să fii, însă ești responsabil de cum ești. Într-o zi, viața pe care o trăiesc se va sfârși, astăzi sau peste 80 de ani, viața pe care o trăiesc se va sfârși, peste 100 de ani, niciunul dintre noi nu va mai fi în viață, Dumnezeu însă trăiește dincolo de timp și spațiu. El transcende timpul. El este veșnic. El nu îmbătrânește ca noi. El nu se îmbolnăvește. El ne cheamă în această seară să realizăm că e diferență între relația cu el, cu persoana care ne-a creat, și religia pe care o îmbrățișăm. Atunci când eu m-am născut, m-am trezit într-o religie, religia creștină, pentru că m-am născut în Europa. Dacă mă nășteam în India, acceptam religia de acolo, nu mai eram creștin. Dacă mă nășteam în Turcia, acceptam religia de acolo, nu mai eram budist sau creștin, eram musulman. Și m-am trezit într-o cultură, într-o tradiție și într-o religie pe care am acceptat-o. Am acceptat că femeia care mă hrănește se numește mama, am acceptat că bărbatul care aduce acasă pâine se numește tata, am acceptat că casa de pe strada nu știu care este casa noastră și am acceptat că religia părinților mei e cea mai bună. Și dacă m-am născut în religia într-un fel sau în altul, am rămas așa și am socotit că este bine. Vă rog, nu vă simțiți jigniți dacă vă pun următoarea întrebare. Dacă tata și mama au fost ingineri și eu m-am născut în familia lor, eu sunt prin naștere inginer? Nu. nu. Eu nu moștenesc poziția lor pentru că m-am născut în casa lor. Moștenesc lucrurile materiale. Dar ceea ce nu este material, nu-l moștenesc. Eu însumi trebuie să mă fac inginer ca să fiu. Eu însumi trebuie să mă fac creștin ca să fiu. Nu sunt creștin prin naștere. Nu sunt intelectual sau strungar prin naștere. Prin naștere sunt copil. Și eu aleg să fiu cu Dumnezeu sau cu altcineva? Dumneata ce ai ales. Viața ne dă de gol. Interiorul nostru ne dă de gol. Într-o zi se va întoarce Isus și aceste solemne cuvinte ale sale vor deveni realitate de-abia atunci te vei convinge că ai ales surogatul, înlocuitorul și va fi prea târziu. Astă seară încă mai ai timp. Te invit, dragul meu prieten, să te ocupi și de suflet. Să te ocupi de veșnicia în care vei intra și să înțelegi că în ciuda tuturor păcatelor pe care le-ai acumulat într-o viață de om, în seara aceasta nu un om, ci Dumnezeu, Dumnezeul oamenilor îți oferă iertarea prin credință. Ești pregătit să o accepți? Ministru a mers la Ierusalim cu o religie. Religia lui și a părinților lui. Dar s-a întors cu Isus. A mers trist și a apăsat. Singur și dezamăgit. Dar s-a întors plin de bucurie. Cine a adus bucuria în inima lui? Știu că ai fost înșelat de atâtea ori. Nu mai ai încredere în oameni. Ascultă-mă, există cineva în care poți avea încredere. El este Creatorul tău. Este Regele și Dumnezeul tău. El nu minte și nu înșeală niciodată. El a stat într-o zi pus pe cruce, în mâinile lui s-au bătut cuie și a curs sânge. În abdomenul lui a fost înfiptă o lance, o suliță și pe capul lui s-au înfipt ghimpii unei cununi pe care romanii i-au așezat-o pe cap. Nu mâncase și nu băuse de multe zile, era extenuat. A fost bătut și pielea lui sângera și de-abia târându-și pașii a fost pus pe cruce și ridicat între doi tâlhari. Și acolo, în văpaia, în căldura Orientului, Dumnezeu l-a părăsit pentru că el s-a încărcat cu păcatele mele. L-au părăsit și îngerii, și l-au părăsit și oamenii, și a rămas singur. Pentru că a acceptat să ia păcatele mele asupra lui. În momentul în care a luat păcat asupra lui, Dumnezeu l-a părăsit pentru că Dumnezeu părăsește orice persoană care are păcat. Și a stat acolo între cer și pământ pentru mine. Și s-a rugat la Dumnezeu, Tată, iartă-l că-și nu știe ce face. N-am întâlnit niciodată o persoană care să-și dea viața pentru mine. Am întâlnit oameni care au vrut să mă înșele și să profite de pe urma mea. Oameni care m-au mințit, au promis și nu s-au ținut de cuvânt. Într-o zi, în anul 1984, într-o biserică din București, puțin mai mică decât asta, am intrat pentru prima oară într-o duminică seara. M-am așezat pe un scaun și am început să ascult. Și în seara aceea mi s-a spus că există cineva care poate iubi așa cum eu vreau să fiu iubit. Cineva care mă vrea să mă ocrotească așa cum eu aștept să fiu ocrotit. Cineva care vrea să-mi păcatele și să mă ducă în cer. În seara aceea eu m-am întâlnit cu alternativa, cu șansa, cu dreptul meu de muritor, de a fi iertat de Dumnezeul meu. Am stat în seara aceea între adevăr și surogat. Și am avut de ales. A fost o alegere grea. Însă, consecințele ei astăzi sunt prezente în viața mea. Să intri în casa lui Dumnezeu, dar Dumnezeu să nu intre în casa ta. Să ai Cuvântul lui Dumnezeu în mână, dar niciodată în, în inimă. Să ai o religie, dar să nu-l ai pe Mântuitorul Iisus Hristos. În al patrulea rând, închinarea ta să fie un eveniment, nu. Un proces. Închinarea ta să fie doar un eveniment, nu un proces. Dragi prieteni, somnul, mâncarea, toate lucrurile care asigură existența în viața noastră sunt evenimente sau procese. Noi mâncăm de trei ori pe zi în mod regulat. E un proces. Tot la cinci ore, noi mâncăm. E un proces. Tot din 12 în 12 ore noi dormim, e un proces. Tot din câteva în câteva ore noi bem apă, e un proces. Eu nu pot să mănânc din când în când, nu pot să spun, lasă domne că am treabă, nu mănânc luna asta, mănânc în 2004, mă grăbesc, îmi pare rău, sunt busy. Eu nu-mi pot permite să spun asta, dacă fac asta mor. Pentru că a mă hrăni e un proces. Trupul meu are nevoie de hrană permanentă, nu ca și eveniment din când în când, la o lună, la două, de două ori pe an. Dacă trupul meu are nevoie de hrană ca și proces permanent, sufletul meu are și el nevoie de hrană, adică de părtășie cu Dumnezeu, de relație cu Dumnezeu, de relație spirituală cu Dumnezeu ca și proces. Eu mă închin lui Dumnezeu, dar mă închin la Paște și la Crăciun și restul sunt liberi. Interesantă închinare. Așa da? Cui nu i-ar place? Nu te costă. O așa închinare nu te costă cu nimic. N-ai nicio obligație. Două zile pe an și bai. E simplu. Ministrul ăsta nu s-a dus niciodată la Ierusalim, dar odată în viață s-a dus și el. Și a zis, acum, Doamne, am rezolvat, nu mai am nicio obligație la tine, să știi că te-am vizitat. Pentru că oamenii au senzația că Dumnezeu le cere să viziteze vreun templu. Dumnezeu le cere la nivel de eveniment, din când în când să facă câte ceva. Scump prieteni, îngăduiți-mi să vă dau un exemplu. Când eu m-am căsătorit, eu mi-am ales o fată pentru fiecare zi și pentru fiecare noapte. Ea a devenit soția mea și ea este soția mea în fiecare clipă. Nu m-ar satisface o soție doar la Paște și la Crăciun și restul timpului să fiu singur. Nu m-ar satisface. Aia nu mai e nevastă. Aia nu mai e căsătorie. Aia nu mai e familie. Familie se numește când această femeie este permanent lângă mine. E un proces. Mereu, mereu, mereu. Ea mă împlinește, eu o împlinesc. Și faptul că avem o relație ne împlinește pe amândoi. Dar relația nu e sporadică dacă pot anul ăsta bine, dacă nu ne vedem la anul. Ci este permanentă. Închinarea ta este eveniment sau proces? Te-ai și ieri lui Dumnezeu? Te vei închina și mâine seară de la șapte, la nouă? Vei accepta invitația? O să îmi permiți să te revăd și mâine seară? O să accepti invitația solemnă pe care ți-o adresezi acum, să mai aduci mâine seară un prieten și să fim toți trei aici și să ne închinăm celui care ne-a dat atâția am frumoși, care ne-a binecuvântat viața și ne-a adus într-un loc unde suntem satisfăcuți din punct de vedere material, unde suntem binecuvântați și sănătoși, vei fi mâine seară alături de mine aici și alături de prietenul tău pe care îl vei invita? Este închinarea mea, este închinarea ta un proces sau doar evenimente cu care încerci să-ți liniștești conștiința. Dragul meu prieten, oprește-te și răspunde acestei provocări incomode. Adevăr sau surogat? <fie> în ultimul rând, în seara aceasta, să crezi în ceva dar credința aceasta să nu te pună în prezența lui Dumnezeu, să nu-ți ierte păcatele și să nu ai siguranța că vei ajunge în cer. Toți oamenii cred în ceva și fame nu credea în ceva. Religia lui, religia etiopiană, religia națională, religia de stat, o împărtășea și el. Dar această credință a lui nu-i dătea siguranța că este iertat de păcate și că va merge în cer. Această credință a lui nu i-a schimbat comportamentul să-l facă un om neprihănit și sfânt, să se teamă de păcat și să trăiască pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu. El avea o viață privată. În viața lui exista păcat, lucruri nepermise. Și el credea în ceva, dar nu în ce trebuie. Și el credea în ceva, dar nu cum trebuie în ce crezi. Fii sincer. Noi oamenii suntem înzestrați de Dumnezeu cu cinci simțuri. Văz, auz, miros, pipăit și gust. Ele se numesc percepții senzoriale, pentru că noi percepem lumea materială în care existăm. Percepem că vine o mașină pentru că auzim zgomotul. Percepem că vine Soția pentru că o vedem. Percepem că mâncarea e prea sărată sau prea nesărată pentru că o gustăm. Percepem că acesta e un corp dur, contodent, pentru că îl pipăim. Noi avem percepții, adică capacitatea să percepem lumea în care trăim, lumea materială. Nebunia noastră este că vrem să-l percepem și pe Dumnezeu, tot cu aceste simțuri. Și spunem noi, vreau să-l văd pe Dumnezeu. Gagarin, când s-a întors din cosmos, bietul, a zis Nu l-am văzut pe Dumnezeu. În 1961, el a spus asta. El se aștepta să-l vadă pe Dumnezeu, să vadă așa un, un moșic drăguț, cu bastonel, cu bărbuță, liniștit și cu minte, așa foarte blândut și drăguț. Și pentru că nu l-a văzut, a spus Nu există Dumnezeu! De ce? Că nu-l văd! În România... Într-o localitate din nord-vestul României, pe vremea lui Ceaușescu, s-a născut o răscoală împotriva ateismului. Și Ceaușescu a trimis acolo niște specialiști în psihologie socială să liniștească masele, oamenii, poporul. I-a chemat pe toți la Căminul Cultural, a instalat un microfon și un specialist în psihologie socială a mers acolo și a început să vorbească împotriva lui Dumnezeu. Și în concluzia predicii lui împotriva lui Dumnezeu a spus: L-a văzut cineva pe Dumnezeu? Acum să fim sinceri, niciunul dintre noi nu l-a văzut pe Dumnezeu, nu ne-am întâlnit cu el nici pe caldul, nici în altă parte. Și oamenii au trebuit să recunoască și au spus: Nu. Și omul triumfător a spus: Înseamnă că nu există. Dacă are cineva afru un argument să poftească la microfon. Din nefericire se ridică bagea de acolo din bancă, un moșic vine la microfon și spune Nu mă, oameni buni, vede cineva mintea tovarășului. Să uită oamenii și nu văd decât un cap, că mintea nu se vede. Și oamenii spun nu. El în timp ce își lua pălăria și pleca zice, înseamnă că nu are. <răzări> în lumea noastră sunt multe lucruri care, deși există, nu se văd. Ți-ai văzut vreodată sentimentele? Ce culoare au? Să nu-mi spui că nu ai sentimente. Ți-ai văzut vreodată gândurile? Ce culoare au? Dacă le vei pune la microscop, nu se vede nimic. Gândurile nu se văd. Pentru că nu au componență, compoziție chimică, materială. Este Spirit, este Duh, este emoție. Asta nu se vede. Cum crezi că îl poți vedea pe Dumnezeu când Dumnezeu este Spirit? Spiritul infinit și etern. Dumnezeu e Duh, nu se vede. Dumnezeu e Duh. Duh și Spirit sunt sinonime, adică înseamnă același lucru. Unul este un cuvânt de origine latină, unul un cuvânt de origine slavonă, slavă. Dar înseamnă același lucru. Dumnezeu e Duh, e Spirit, nu se vede. Dar asta nu înseamnă că nu există. Ca dovadă că noi am fost creați să intrăm în relație cu Dumnezeu, e faptul că El ne-a dotat pe noi cu un al șaselea simț, credința. Și noi trebuie să credem că Biblia este cartea lui Dumnezeu. Și noi trebuie să credem că Dumnezeu este Tatăl nostru. Noi nu venim din Maimuță, cum spune Darwin. În ceea ce mă privește, n-am nicio legătură cu Maimuța. Vă rog să-mi permiteți să spun asta. În ceea ce mă privește, n-am nicio legătură cu chestia aia. Eu nu vin dintr-un animal. Eu nu sunt un animal evoluat. Dacă îmi spuneți asta, mă jigniți. Eu vin din Dumnezeu. Pe mine m-a creat Dumnezeul cerului și al pământului și mi-a spus în această carte că m-a creat după chipul și după asemănarea sa. Îi mulțumesc că m-a făcut o făptură minunată și vreau cu viața mea să îi mulțumesc și să-mi exprim recunoștința. Credința este singurul fel de a intra în relație spirituală cu Dumnezeu. Eu cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Când Filip, predicatorul, merge la ministrul de finanțe la famen și îl prezintă pe Isus, dintr-o dată predica despre Isus naște în inima ministrului dorința să-l aibă pe Isus și mai apoi să se boteze în apă, făcând legământ, contract cu Dumnezeu. Și el spune, vreau să-l accept pe Isus și vreau să mă botez. Și atunci Filip îi pune următoarea întrebare, crezi Că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Dar vezi? Nu. Eu cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În această seară, dragul meu prieten, Dumnezeu te invită să crezi că El te-a creat. Poate exista ceas fără ceasornicar? Nu. E o nebunie să crezi că ceasul s-a alcătuit singur. Așa. S-au învârtit niște roți pe drum, s-au pus unele lângă altele, s-au înșurubat și a început să funcționeze. Tic-tac, tic-tac, unul, doi. Nu, e o nebunie. A existat un ceasornicar, o minte care l-a creat, care l-a înșurubat, care l-a alcătuit. Și ceasul ne spune că există un ceasornicar. E o nebunie să crezi că o făptură atât de minunată s-a alcătuit singură într-o lume care s-a alcătuit singură? Nu. Când vă văd pe dumneavoastră, înțeleg că dincolo există Creatorul care ne-a făcut pe noi oamenii. În seara aceasta, pe lângă faptul că ne-a binecuvântat material și în alte feluri, El privește la noi și este separat de noi prin păcatele care sunt în viața noastră. Păcatul separă pe om de Dumnezeu. Ceea ce vrea Iisus Hristos să facă nu este să-ți dea o altă religie, ci să-ți ierte păcatele. Pentru ca iertându-ți păcatele să vii în prezența lui Dumnezeu. Dragul meu prieten, dacă vei muri cu păcatele pe care le ai, vei merge în iad, indiferent ce religie ai, indiferent cum te cheamă, indiferent. Vei merge în iad pentru că păcatele care le ai te vor duce în iad. Dumnezeu va trimite pe toți oamenii care au păcat în iad. Cartea aceasta spune că el a zis, duceți-vă blestemaților de la mine în focul cel veșnic pentru că nu vă cunosc. Mă cunoaște Dumnezeu pe mine? Mă cunoaște pentru că dimineața deschid cartea aceasta și o citesc. Mă cunoaște pentru că acum când merg acasă, înainte să mă culc, mă opresc în dormitorul meu. Mă așez pe genunchi lângă pat și îi spun, Tată, îți mulțumesc că mi-ai dat o zi bună. Îți mulțumesc că m-ai ferit de accidente, de boli, de microbi, de teroriști. Îți mulțumesc că mi-ai protejat copiii și soția. Îți mulțumesc că am fost sănătos și am putut să-mi câștig existența. Îți mulțumesc că dacă vei veni la noapte, mă vei lua și pe mine de pe strada pe care stau, din casa în care locuiesc. Mă vei lua pe mine și familia mea și ne vei duce în cerul unde nădăjduie să ajung într-o zi în numele tău. Dacă tu nu-L pe Iisus, ce speri? Ce speri? Viața este scurtă, este vulnerabilă. Într-o zi se va sfârși și Isus se va întoarce. Te cunoaște? Dacă nu i-ai permis să intre în casa ta, cum să te cunoască? Te rog în această seară să te oprești în fața acestor cuvinte și să gândești. Fii cinstit și obiectiv. Sunt cuvinte pe care nu le poți respinge, pentru că sunt adevărate. M-am zbătut în 1984, în timp ce am ascultat prima predică din viața mea, să resping aceste cuvinte. Dar demnitatea mea de om m-a oprit să resping adevărul, pentru că era adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu era adevărat și nu mi-am putut permite să mint în continuare și intenționat să aleg neadevărul doar pentru că îmi place păcatul. Și în seara aceea, în fața provocării lui Dumnezeu, am stat cu viața mea de om. N-am fost nici un terorist, niciun un sfânt. Am fost un om ca dumneata, un om ca toți oamenii. Însă în viața mea exista păcat, mai mult sau mai puțin. Și în seara aceea m-am întâlnit nu cu un preot, nu cu o altă religie, ci cu Isus Hristos, Mântuitorul. El a venit acolo ca să ierte păcatele mele. Și mi-a spus, Îți spun astăzi în față binele și răul, viața și moartea, alege. Nimic nu-i mai greu decât să alegi. Când nu ai de ales, e simplu. iei ce găsești. Dar când ai de ales, e foarte greu. În seara aceasta, Dumnezeu îți respectă libertatea de a alege, nu te obligă. Dumnezeu nu are armată. Dumnezeu nu are poliție. Dumnezeu te lasă să faci ce vrei. Dar ce vrei? Vrei să mergi în iad? Vrei să mergi în infern? Vrei să mergi unde este diavolul? Vrei să rămâi cu păcatele pe care le-ai făcut până astăzi asupra ta? Vrei să-l respingi pe Isus într-o zi asta pe cruce pentru că te iubește? Astăzi, îți trimite cuvântul iertării și al împăcării și cu brațele deschise te cheamă. Cum vei răspunde? Cum vei reacționa? Te cheamă Dumnezeu în seara aceasta, omule, ca să-ți ierte păcatele, să-ți dea o dihnă, să-ți vindece trupul. Aș vrea să te invit chiar acum să te oprești și să te întrebi ce vrei să faci cu viața pe care o ai. Dumnezeu și-a făcut partea în seara aceasta. Ți-a prezentat soluția pentru care a trebuit să-L jerfească pe singurul său fiu, ca în numele Lui, în dreptul Lui, să transfere neprihănirea Lui asupra ta și păcatul tău asupra Lui. A fost un transfer. În această seară, dacă nu L-aș fi primit atunci pe Domnul, dacă nu L-aș fi invitat atunci în sufletul meu să-mi păcatele, L-aș fi invitat acum și aici. Dacă la noapte însă se va întoarce Iisus și istoria umanității se va opri, la 31 octombrie 2003, atunci eu voi merge în cer. Pentru că în 1984, cândva în viața mea, am luat decizia conștientă, voluntară și personală să-mi dau viața lui Iisus Hristos. El mi-a iertat atunci toate păcatele și astăzi nu le mai am pentru că El a luat asupra Lui și a murit pentru ele. El este Mântuitorul meu, iar eu sunt copilul Lui. Într-o zi El se va întoarce, ca așa a promis și nu-l va opri nimeni. Ziua aceea va fi ziua mea. Ziua aceea va fi ziua când mă voi dezlipi de dureri, de necazuri, de viața aceasta grea și plină de lacrimi. Și voi merge la Dumnezeul meu, pe care în fiecare zi l-am iubit și l-am urmat. Unde vei fi tu atunci? Focul și cerul vor fi cele două alternative. Iadul și împărăția lui Dumnezeu. Unde vei fi tu atunci? Atunci vei fi unde alegi acum. Ce alegi? îl alegi pe Iisus ca și fame nu de odinioară și vei pleca plin de bucurie, cu adevărul în inimă, sau vei alege din nou să rămâi singur, ascuns, împăcat, cu surogat, cu un locuitor, în plăcere. Ce alegi? Aș vrea în seara aceasta să mă rog pentru sufletul tău și să mă rog pentru decizia pe care vrei să o iei. Dragul meu prieten, te-am invitat aici și n-aș vrea să spun, adunarea este liberă, înainte de a te provoca să te hotărăști pentru mântuirea lui Dumnezeu. În orașul acesta, cu mult timp în urmă, a existat un mare predicator. Aici, în acest oraș. El a predicat pentru șapte zile într-o săptămână. În fiecare seară au venit mii de oameni și au ascultat Evanghelia și în fiecare seară el i-a invitat pe oameni să manifeste, să, să reacționeze și să accepte pe Iisus Hristos și mântuirea lui. Și sâmbătă a predicat din nou și la sfârșit a spus, este cineva aici care vrea să-și deschidă inima pentru Dumnezeu? Și mii de oameni au ridicat mâna. Dar, ciudat, în seara aceea el a spus, lăsați mâna jos. Mulțumesc! În seara aceasta nu mă voi ruga pentru voi. Vreau să mergeți acasă. Și mâine seară să mai veniți cu un prieten. Și o să pun întrebarea mâine seară și am să mă rog pentru toți cei care vor să-și deschidă viața pentru Dumnezeu. Și adunarea s-a încheiat. Și în noaptea aceea, orașul a fost cuprins de încă un incendiu. Orașul acesta a trecut prin multe incendii în istoria lui. Și în noaptea aceea au murit foarte mulți oameni. Și Moody, restul vieții, a trăit un coșmar. Fiind frământat de următoarea întrebare: câți oameni sunt acum în iad? Pentru că sâmbătă aceea seara, eu le-am spus mâine seara. Nu acum, mâine seara. Câți dintre cei care sâmbătă seara puteau să fie mântuiți nu sunt și sunt în iad din cauza mea, pentru că le-am spus mâine. Eu nu sunt decât un om. Chiar dacă am făcut o facultate de teologie, nu sunt decât un om. Sunt un preot al Domnului, un slujitor al Evangheliei, un predicator al Bibliei. Te invit în seara aceasta, aici și acum, să înțelegi că ai păcate și pentru ele vei merge în iad. Nu pentru păcate vei merge în iad, ci pentru că nu-l lași pe Isus să-ți le ierte acum și aici. Deschide-ți inima și înțelege că Isus nu vrea să te judece, ci să te ierte. Dar pentru asta trebuie să crezi în calitatea lui de mântuitor și să-ți deschizi inima voluntar, conștient și personal și să spui, Doamne, cucerește sufletul meu, iartă în păcatele mele, vină în inima mea și în familia mea, Doamne, eliberează-mă și vindecă-mă, îmi deschid inima pentru Tine, Doamne, mi rușine de păcatele din trecutul meu. Sunt aici persoane care vor să facă lucrul acesta? Am să te aștept pentru că vreau să mă rog pentru tine. Dragul meu prieten, eu am fost într-o zi cu păcatele asupra mea, 21 de ani. Nu este nimic mai greu în această lume decât să fii departe de Dumnezeu, apăsat de păcatele care cer judecata, iadul, o sânda. Nimic nu ți poate oferi mai multă bucurie decât iertarea, decât eliberarea, decât prezența lui Dumnezeu pe care o accepti, căreia îi spui da nu te poți căsători dacă nu spui da. Nu te poți împăca cu Dumnezeu dacă nu spui da. Ești pregătit să o faci în seara aceasta? Vreau să mă rog pentru tine. Indiferent unde ești, aici jos, jos sau sus la balcon. Dragi prieteni, vă invit pe toți cei care sunteți aici, indiferent de cum veți reacționa, să mă ajutați și să vă ridicați în picioare. De asemenea, vă invit, în numele Domnului Iisus Hristos, toți cât sunteți aici, de jos sau de la balcon, să vă plecați capetele. Doar pentru câteva zeci de secunde, vă rog frumos, toți să faceți asta, tineri și bătrâni, bărbați și femei. Rămâneți câteva zeci de secunde așa. Ascultă-mă, dragul meu prieten. Acum nu te mai vede nimeni. Noi toți suntem cu capetele plecate și nu te vede decât cel care vrei să te vadă, Dumnezeu. Dacă ești aici și în seara aceasta vrei ca El să-ți ierte păcatele și să-ți dea viață veșnică, vrei să-ți deschizi inima pentru Dumnezeu să te mântuiască, atunci eu vreau să mă rog pentru tine și pentru câteva secunde, te rog să ridici o mână. Mulțumesc! 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 Tată care ești din ceruri, acesta este pământul pe care l-ai creat tu și noi suntem o parte dintre oamenii pe care i-ai făcut. Am fost pe drumuri greșite și nu ne-a păsat de tine. În seara aceasta ne întoarcem. Și la mesajul și la Evanghelia ta. Recunoaștem că suntem niște persoane vinovate, niște oameni greșitori. Stăm în fața ta, Doamne, și fața ne este aplecată, ne este rușine, Doamne, de fiecare lucru greșit pe care l-am făcut. Tu ai fost atât de bun cu noi și nu meritai să-ți întoarcem spatele. Nu meritai, Doamne, să ne îndepărtăm de tine și să trăim atât de urât. Dar în seara aceasta stau înconjurat de mai bine de o mie de oameni, alături de ei, în calitate de oameni, de muritori și în calitate de slujitor al tău. Vreau să mărturisesc persoanele care au acum o mână ridicată ca un semn că vor să fie iertați de sângele lui Isus Hristos. Am predicat Evanghelia ta, le-am spus despre Isus Mântuitorul. Le-am spus despre perspectiva pe care ei o au prin credință să fie mântuiți și în această seară mulți oameni tineri și bătrâni ridică mâna pentru iertarea păcatelor. Tată, acum este rândul tău să faci ceea ce nu mai poate face nimeni de aici, să ierți. Ai promis că nu-l vei lăsa să plece nemântuit pe cel ce te caută cu pocăință. Ai promis că cel ce te caută dintr-o inimă curată te va găsi. Lasă-te găsit în această seară. Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, în această seară, prin credință și prin rugăciune, îți mărturisesc persoanele care se simt vinovate și păcătoase, cărora le este frică de iad, care au trăit în necredință și în păcat, dar în această seară îl acceptă prin credință pe Isus Hristos în calitate de mântuitor. Se opresc și se căiesc de păcatele lor, se pocăiesc de păcatele lor în numele Lui Isus te rog, Tată, așa cum ai promis, ține-te de cuvânt, iartă-le păcatele, eliberează-i, Doamne, eliberează-i de orice autoritate străină, de orice domnie, de orice legătură, de orice vrăjitorie. În numele Lui Isus Hristos fă liberi, pentru că Tu ești Dumnezeu. Tu ai murit pe cruce și L-ai invins pe diavolul, ai invins moartea și păcatul. Și în această seară o mie de oameni proclamă numele Tău, Evanghelia Ta și puterea Ta. Suntem aici în prezența Ta. Te căutăm, Doamne. Te dorim și Te iubim. Ne-am deschis sufletul pentru Tine. Știm că Ești Dumnezeu. Știm că Ești Tatăl Domnului Isus Hristos. Prin credință, Doamne, acceptăm că Biblia este cartea Ta. Că Tu ești Dumnezeu și că Isus Hristos este Fiul Tău și Mântuitorul nostru. Vrem, Doamne, Tu să intri în inima noastră și să ne iert păcatele. Vrem să mergi în casele noastre și să dai afară Dumnezeii străini să dai afară necredința și idolatria, păcatul și să aduci sfințirea, pacea și prezența ta. Încredințezi în mâna ta toate persoanele care s-au hotărât pentru tine. În numele Lui Iisus Hristos, Tată, bucură de ei. Sunt rodul suferinței Domnului Iisus Hristos. Sunt rodul Evangheliei tale. Îi încredințezi în mâna ta. Mergi cu ei acasă, acolo unde probabil există conflict, neînțelegere, ceartă, boală, în numele Lui Isus Hristos arată-ți puterea și slava, mila și bunătatea și rezolvă-le problemele, ca așa ai promis și noi ne încredem în tine și știm că promisiunea ta este adevărată. Încredințez fiecare persoană de aici în mâna ta și fiecare familie reprezentată de o persoană prezentă aici în mâna ta și îți mulțumesc că în seara aceasta harul tău și Evanghelia ta a mântuit oameni. Doamne, îți cer și mâine seară să ne dai oportunitate.